eu mă gândeam ca pentru astăzi să facem un TikTok, că n-am mai făcut de la începutul lui Mega Mayhem și știu că am primit de la unul dintre voi, pentru că de data asta a fost un domn care mi-a lăsat un comentariu, unul dintre cei doi domni care îmi comentează frecvent, mi-a lăsat un comentariu cu mai multe sugestii de clipuri și o să vă las comentariul undeva pe aici pe ecran și să povestim puțin despre ultimul subiect, că dintre toate când am ajuns la ultimul, mi s-au aprins beculețele și chiar aveam niște discuții inclusiv cu vecina mea zilele trecute și mai aveam niște discuții similare pe tema asta cu cineva. Și este vorba despre, nu o să vă citesc tot comentariul, dar este vorba despre părinți uitați de copii, părinți care, a căror copii au plecat în Honolulu, de exemplu, Doamne ajută pentru toată lumea, că acolo e bine, zic eu, și care și-au uitat părinții, nu știu, oameni care și-au uitat părinții și oameni care nu prea mă dau pe acasă. Și eu zic să vă țineți că am niște păreri care nu sunt tocmai cele mai populare și cele mai plăcute și să vă țineți bine, adică că aș vrea să discutăm puțin subiectul ăsta, tocmai pentru că îl discutasem mai devreme cu cineva și tocmai pentru că am sesizat că multă lume are impresia că este vina copiilor atunci când copiii nu se mai întorc la părinți. Nu știu dacă ați văzut pe TikTok, este un clipuleț care circulă și nu știu dacă vouă v-a apărut sau dacă vă interesează sau dacă l-ați văzut, în care cineva, este un domn, am o muscă pe aici, așa, este un domn care spune că nu există copil care să-și părăsească părintele sau să se distanțeze de părinte pentru că i-a impus limite, pentru că i-a impus limite sau pentru că nu i-a dat bani de buzunar sau pentru că nu i-a dat dulciuri la nu știu ce oră sau pentru că l-a obligat să învețe sau pentru chestii astea curente, ca să spunem. Ci motivele sunt mult mai profunde și eu fac parte la fel ca persoana respectivă din aceeași categorie și cred că motivele sunt mai profunde. Dar înainte să intrăm efectiv în subiectul cu părinții, aș vrea să ne gândim, să facem un exercițiu de imaginație așa și să ne gândim și să ne aducem aminte, în primul rând să ne aducem aminte faptul că 1. România este o țară încă la ora actuală profund arhaică, oamenii trăiesc încă în evul mediu la țară, da? Atâta timp încât noi încă mai arăm cu calul, avem plug din ăla, de-l trage calul după el și încă mai săpăm la cazma în grădină și avem toaleta în fundul curții, ăla este comportament de evul mediu. Deci noi încă ne comportăm ca în evul mediu și prin urmare dacă ne comportăm în exteriorul casei, să spunem, ca în evul mediu, și mentalitatea multora este rămasă acolo, în evul mediu. Și noi, în România, avem o, repet, o mentalitate din asta profund arhaică, în care trebuie să prețuim părintele, să ridicăm așa pe piedestal, indiferent ce-o fi, indiferent care e situația, să ridicăm pe un piedestal și să-l ducem acolo sus și să îl punem așa printre zei, deși poate nu merită chestia asta. În mentalitatea colectivă este ideea că părintele trebuie respectat, părintele trebuie ascultat, trebuie să te supui părintelui și nu trebuie să negi niciodată ceea ce își cere părintele sau să fii tot timpul la dispoziția părintelui sau dacă părintele îți îmbătrânește, tu să stai, să ai grijă de el. Aduceți-vă aminte de cât scandal s-a făcut în presă că de ce și-a dus băiatul lui Arșinel, l-a dus pe Arșinel la un cămin de bătrâni, cămin de bătrâni care, credeți-mă că știu din surse sigure și v-am spus de oameni care au luat contact cu el, că căminul ăla de bătrâni era de lux și că trăia mai bine decât trăiesc mulți oameni din România la ei acasă. Da? Și totuși s-a făcut mare scandal că cum? Băiatul lui atât n-a putut să facă să aibă grijă de tatăl lui celebru și l-a lăsat, l-a abandonat într-un cămin? Bineînțeles că nu l-a abandonat, în primul rând că n-a abandonat nimeni pe nimeni, dar asta e percepția generală, colectivă în România despre părinte și mai ales dacă părinții sunt în vârstă. Dar eu aș vrea să punem puțin pauză și aș vrea să punem puțin stop la treaba asta și la forma asta de gândire și să ne gândim că felul în care sunt copiii, gândiți-vă logic, luați-vă două secunde și gândiți-vă logic,
Felul în care sunt copii, adulți, ăia de-au fost copii lor și sunt adulți în ziua de astăzi și felul în care acționează, bine sau rău, nu contează, în felul ăla este din cauza părintelui. Pentru că părintele l-a format așa. Fie că a vrut să-l formeze într-un fel și a greșit, fie că nu și-a dat interesul. Părintele ăla l-a format. De ce niciodată nu ne gândim la părinte ca fiind ăla care greșește? De ce niciodată nu ne punem întrebarea, bă, dacă copilul când scapă de acasă, de ce nu se mai întoarce? E vina copilului? Pentru că, în general, mentalitatea colectivă așa ne zice, că e vina copilului că nu se mai întoarce, pentru că este un nerecunoscător, că părintele l-a crescut. Dar cum l-a crescut? L-a crescut cu traume, l-a crescut cu lipsuri, l-a crescut făcându-l să se simtă inutil, să se simtă o povară, sau l-a crescut într-un mediu armonios? Ori hai să ne gândim că în România 90% din oamenii care fac copii îi fac că trebuie. Și puteți să contestați chestia asta și să vă certați cu mine și să argumentați cât vreți voi, dar eu știu chestia asta, că mare parte din oamenii care au fost părinți și care sunt și în prezent părinți și care vor veni de acum încolo și vor fi părinți, mare parte nu fac copii că și-i doresc. Fac copii pentru că trebuie. Că trebuie să intre în rândul lumii. Chiar vorbeam cu o prietenă zilele trecute și asta îmi spunea, zice, băi, că ea are copil și e într-un grup de cunoștințe, așa, nu neapărat prieteni, în care sunt, mă rog, unii n-au fost căsătoriți și zice, bă, le vezi îndârjirea pe față să se căsătorească repede. Dacă toți din jurul lor s-au căsătorit, îndârjirea aia pe față să se căsătorească și repede, să facă și repede un copil. Nu stau să gândească, să proceseze, bă, dar poate vreau chestia asta, poate nu vreau. Și vine copilul, îl faci că trebuie ca să fii în trend cu toată lumea, ca să ai subiecte de discuție comune, să stai să vorbești de scutece, de after school-uri, de biberoane, de meditații, de școala asta nenorocită și așa mai departe, să fii în trend cu lumea, dar când ajungi acasă, copilul tău este o povară. Și nu te abții din a-i spune treaba asta și nu te abții din a-i arăta treaba asta. Cunosc foarte, foarte mulți oameni care recunosc cu nonșalanță că este greu să ai copil și este cel mai mare chin de pe lumea asta pentru ei. Și atunci, când copilul ăla devine adult și începe să realizeze așa ușor, că te trăznește ușor, ușor când ești adult, începe să te lovească lucrurile astea și îți dai seama că, bă, stai un pic că nu e așa. Și ți-aduci aminte și te lovesc și ai răni lăsate de părinți, și ce faci ca să te vindeci? Pui distanță între tine și părinte, între tine și sursa ta de răni, pentru că ghiciți ce? Tocmai pe mentalitatea arhaică de evmediu, oamenii cred că sunt stăpânii copiilor și că pot să-i domine și să le spună ce au de făcut în viața lor, chiar și dacă au devenit adulți copiii aia. Și puteți să mă contraziceți, dar știți că așa e. Cei mai mulți oameni au impresia că copilul este un bun al lor, un bun nenorocit care, culmea ironiei, îi încurcă și pentru că acel copil este bunul lor, pot să le dicteze viața până când, cât au ei chef sau până la sfârșitul vieții lor. Și știți că așa e. Sunt copii, câți copii nu cunoașteți și voi sau adulți care au plecat pentru că s-au săturat să fie părinții de rezervă. Sunt foarte multe familii în care copilul cel mare, cel mai mare dintre frați, este de fapt părintele. Pentru că părinții habar n-au. Părinții au fost prea ocupați să mai toarne încă 7, 8, 10 copii după el și au fost prea ocupați cu chestia asta și atunci ăsta mare a trebuit să-i crească pe ea de după el, până la ultimul. Și momentul în care a făcut 18 ani, 20 de ani și a reușit, a prins un pic de libertate, s-a dus. Și da, nu s-a mai uitat înapoi. Eu cunosc foarte multe exemple de genul ăsta. Și asta ce vrea să însemne? Că e copilul rău și că este copilul de vină și că este copilul nenorocit sau că părintele n-a fost ok? Și că a inserat niște traume și că nu și-a făcut treaba și că nu l-a lăsat pe copilul ăla să fie copil. Din nou, copiii când pleacă de acasă nu pleacă pentru că nu li s-a dat ciocolată când erau mici, atunci când voiau, sau pentru că li s-a zis la ora 8 ești în casă, sau pentru că au fost pedepsiți fiindcă au luat o notă mică. Nu de asta pleacă de acasă. Traumele sunt mult mai profunde
lucrurile pe care oamenii ăștia le fac, le-au făcut generații de-a rândul, au fost mult mai grave. Și nimeni n-a stat să se gândească. Da, voi vă uitați acum la televizor și luați ca exemplu pe idioții ăștia care râd de oamenii cu depresie sau de sau nu văd utilitatea terapiei și vedeți că apar din ce în ce mai mulți imbecili din ăștia pe care eu personal i-aș trimit într-un loc foarte, foarte bun. Aș reînființa niște locuri speciale pentru oamenii ăștia și i-aș băga acolo pe toți și nu le-aș mai da drumul niciodată. Pentru că imbecilii ăștia sunt din ce în ce mai vocali și urlă că ce aia? Că nu există, mă, depresie, că nu există, mă, traume, că nu există, mă... Deși ei se vede pe fața lor că și ei sunt traumatizați și au niște frustrări în sânge, efectiv, inserate, în ADN-ul lor sunt niște frustrări de acolo adâncite, dar nu au capacitatea să le conștientizeze măcar, știți? Măcar să recunoască că, știți, parte din procesul de vindecare e odată să recunești că ai o traumă. N-au capacitatea asta, dar urlă pe toate televiziunile și pe internet că nu există depresie. Nu vă mai duceți mă la psiholog, nu vă mai duceți la psihiatru, dar duceți-vă la biserică. Da? Că biserica le rezolvă. Da, biserica chiar rezolvă tot. Dar nu vă duceți la un specialist că nu există depresie. Duceți-vă la biserică că voi aveți probleme, că nu aveți pe Dumnezeu în voi și aia e de fapt problema. Știți? Și... Asta vine tot pe fondul faptului că venim dintr-o societate care a fost anihilată pur și simplu mental și pe vremea comunismului, unu, nu existau oameni cu probleme de niciun fel, nu existau malformații, nu existau probleme de niciun fel și, în al doilea rând, conceptul legat de psihiatrie era că o să te lege de un pat într-un sanatoriu, cine știe pe unde, și o să te sedeze sau o să te lasă să urli acolo de nebun. Deci, neexistând traume, neexistând depresie, în opinia ăstora bănuiesc eu că nu există nici greșeala părintelui, că ei au fost perfecți, măi, ei au făcut copii perfecți, de-aia societatea este unde este acum. Dar, știți, eu nu închid chestia asta cu generația asta este atât de slabă, generația asta n-are valori, generațiile noi, noile generații sunt atât de superficiale. Dar cine a creat noile generații? Cine le-a creat? Cine le-a dat naștere și cine le-a format? A, nimeni! Pentru că părinții nu și-au dat interesul și s-au format singuri cum au putut, din ce au putut. Sau nu s-au format. Prin urmare, na, societate. Când aud chestia asta, ca și aia cu, vai, tinerii nu mai citesc. Dar cine trebuia să îi impulsioneze pe tineri să citească și nu să le facă frică de citit? La fel și aici. Cine trebuia să formeze noile generații și nu le-a format? Și nu le-a dat valori și le-a traumatizat și i-a făcut pe copii să plece. Oare cine? Eu? Nu, că eu fac parte din generația de tineri, mă rog, eu încă mă consider tânără. De aici. Deci, în situația asta, când vedem că sunt copii care nu mai dau pe la părinți, trebuie să ne punem întrebarea altfel. Cu ce a greșit părintele? Și o să ziceți, da, păi, da, părintele n-a știut mai bine și a acționat și el cum a putut. Da, de acord, poate n-a avut un manual, poate și cu el s-a greșit, bineînțeles că s-a greșit, sunt convinsă de treaba asta, dar tocmai pentru că cu el s-a greșit, el trebuia să aibă capacitatea și maturitatea necesară să nu repete greșeala. Ori generațiile până la mine, vorbesc inclusiv de mama și vorbesc inclusiv de generația mea care au devenit părinți, fac exact aceleași greșeli, în loc să se oprească, să spună stop, stai un pic, unde au greșit ai mei? Aici, aici și aici. Bun, hai să nu repet greșelile alea. Sau măcar dacă le fac, să le fac la un nivel mai mic. Să le fac, să fiu cât se poate de conștient că greșesc și să încerc să diminuez greșeala aia. Nu, niciunul nu face treaba asta. Pentru că mergem din inerție. Mergem așa ca o roată din inerție, pentru că trebuie să faci copil, trebuie să ai mașină și casă până la 25 de ani și trebuie să fii căsătorit până în 23. Că dacă nu, Doamne ferește, să termină viața și ce se întâmplă? Nu. Și după 40 aștept să vină moarte pentru că ești prea bătrân. Nu așa. De-aia nu mai dau copiii pe la părinți. Pentru că au fost traumatizați. Pentru că le e greață. Pentru că le e silă. Pentru că li s-a impus să trăiască într-un anumit fel. Și unii chiar s-au săturat să facă treaba asta. Gândiți-vă la faptul că unii oameni nu știu. Poate nu sunt conștienți de traumele pe care le au.
și nu știu cum să le managerieze. Și cel mai simplu mod prin care știu să managerieze oamenii o traumă este să pună distanță între ea. Este primul lucru. În momentul în care simți amenințarea, când prinzi o cadă, zi, fugi de amenințare. Este o chestie instinctivă, face parte din creierul nostru reptilian, nici nu trebuie să stai să o gândești prea mult. De aia. Deci, acolo unde copiii nu mai dau pe la părinți, e vina părintelui. Pare rău că vă zic. După care vine discursul, dar nu că eu l-am crescut bine, dar uite, a ieșit totul nenorocit. Nu există. Nu există. Nu ai cum să-l fi crescut tu bine și să iasă copilul nenorocit. Dacă i-ai inserat de mic, de când a început să fie conștient de universul în care este, dacă ai inserat niște principii corecte, sănătoase și ai avut grijă de el și ai fost lângă el și i-ai oferit afecțiune și i-ai oferit dragoste și i-ai oferit suport moral, nu există să iasă un derbedeu. Cei mai mulți au făcut copii la între 20 și 30 de ani, în perioada în care erau foarte ocupați, copiii i-au aruncat la bunici care erau sătui deja de copiii pe care îi crescuseră și ei, că crescuseră cel puțin 3, 4, 5, 10 copii și erau sătui și ok, sunt nepoți, dar știi, nu e ca și cum copiii e cu responsabilitatea mea 100%, e cu totuși copilul tău, da? Eu stau cu el, dar nu e neapărat responsabilitatea mea să ți le duc. Unicul l-a lăsat în pace pe câmp să facă ce vrea sau pe stradă sau pe maidan sau pe unde avea el chef. Și după aceea vine părintele și zice, vai, dar de ce a ieșit copilul meu așa? Păi de-aia. Și partea și mai haioasă este că generațiile actuale de părinți sunt și mai grozavi. Pentru că nu mai au părinți sau bunici sau persoane din astea la care să-și paseze copiii. Ia-l și descurcă-te cu el să nu-l mai văd, să nu mai stai pe cap. Așa, le bagă o tabletă sub ochi sau îi lasă cu ochii în calculator sau un televizor sau într-un dispozitiv din ăsta digital. Copilul, bineînțeles, începe și vede diverse chestii pe acolo și odată că poate să facă comparații între el și alți copii și în al doilea rând că vede tot felul de chestii. Mi se pare ironică, pe de-o parte, și în același timp amuzantă reacția multora cu internetul ne strică copiii. Xuleasca ne strică copiii. Acum când a fost marele scandal cu, mă rog, drunk and drive, știți voi. Așa, și îmi lăsase cineva chiar pe TikTok un mesaj că ne strică copiii, e o stricată și ne strică copiii. Nu, 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 nu vă strică nimeni copiii din exterior, voi vi stricați. Că e responsabilitatea ta ca părinte să îi inserezi în ADN diferența dintre bine și rău și în momentul în care intră pe internet să știe ce să aleagă. Dar cum cei mai mulți dintre părinți îi lasă pe copii să se uite la televizor, la orice program vor ei, fără să controleze, fără să se uite la ce consumă pe TikTok, cât timp stau pe TikTok, cât timp stau pe internet, fără să aibă un minim de simț al răspunderii, ce vreți să facă? Copilul vă ia ce vine prima dată în față. Dacă nu l-ai învățat să aleagă între ce e bine și ce e rău, ia ce-i vine. Nu știe să facă diferență. Da? Și în momentul în care începe să facă diferențe și în momentul în care începe să discearnă lucrurile, le face prin propriile filtre care se instalează în minte pe niște criterii care nu trebuie să fie neapărat cele mai sănătoase, pentru că criteriile alea pot fi luate din exterior. Nu este responsabilitatea nimănui să-ți crească copilul. Faptul că unul sau una decide să danseze în chiloți pe internet, nu e responsabilitatea ei să-ți educe copilul și să nu se pună în chiloți pe internet. Dacă piața îi permite să se pună în chiloți pe internet, se pune în chiloți pe internet. Nu-i responsabilitatea ei să-ți educe copilul. Nu-i responsabilitatea ei să-ți trimită copilul la școală. Nu-i responsabilitatea ei să-l facă să citească, să fie deștept. Nu, e responsabilitatea ta ca părinte să-l spui că alea care se pun în chiloți pe internet fac asta dintr-un anumit motiv și să-l faci să înțeleagă de ce nu e bine și să fii lângă el când are traume și să îl asculți
Iarăși, sunt părinții pe care îi aud, părinții în vârstă pe aici, pe la țară, vai, i-am dat tot la copilul meu, și casă, și mașină, i-am făcut de toate, i-am dat toate alea. I-am... Știți câți părinți sunt care se duc inclusiv în casă la copil și spun, dar de ce ai dat cu albastru pe perete și n-ai dat cu verde, că mie îmi place verde, în casa copilului? Sau de ce, sau îi scot toată viața, le scot ochii cu, ți-am dat, ți-am făcut. Băi, înțelegeți odată pentru totdeauna că lucrurile materiale nu țin loc de suport moral. Poți să-i dai tu toată planeta copilului tău. Că dacă nu-i dai suport moral și nu are acea conexiune cu tine ca părinte, poți să nu-i mai dai nimic. I-ai dat degeaba tot. De-aia sunt copii de miliardari care sunt deprimați. Pentru că ei au bani, au tot ce vor, tot ce își doresc au. Dar nu au suportul moral al părinților. Nu simt efectiv că sunt crescuți de niți. Simt că au fost ori un ecuson din ăla pentru părinți, ca să se laude, uite, eu sunt părinte. Sau că i-au încurcat. Pentru că părinții trebuia să-și facă afaceri, să-și facă viața și copiii încurcau. Că trebuia să mai aibă, mai e și ăla pe acolo, of. Și stați așa, că acum vin generațiile copiilor făcuți pentru că e la modă pe internet, ca să avem ce discuta pe internet. Stați așa, că în 10 ani vin ăștia, cresc, să-i vedeți pe ăștia ce drăguț o să fie. Da? Și atunci să vă văd ce ziceți. Și abia aștept generația mea. Da, colegele mele de liceu și nu numai. Generația mea, care s-a grăbit să facă copii tot așa, ca să fie la număr, să fie acolo, că trebuie să faci copil. Abia aștept să-i văd. Cu copii crescuți în rate și fără părinți. Sau copiii crescuți în rate, ăia, să mută două zile la măsă, două zile la tasu, că ei nu se pot decide ca copilul să stea într-un loc, din orgoliu. Sau șase copii cu șapte tați, știți? Abia aștept să-i văd peste 10 ani. Să vedeți atunci distracție ce o să fie. O să fie foarte interesant, foarte distractiv. Da. O să fie foarte frumos. Și vor spune că n-au greșit cu nimic, că au fost părinții perfecți, că au făcut totul. Sigur, da. Văd de acum cât de perfect sunt. Adică eu văd, din exterior, văd toate greșelile astea, pentru că am și mania asta de a analiza oamenii, din nefericire pentru mulți, și văd cum greșesc. Da, normal că nu pot să le zic nimic personal. Așa, vă zic vouă așa prin clip, ca discuție, dar... o să se plângă, o să vedeți peste 10 ani, nu mai departe, nu mai mult, 10 ani, atâta, maxim 10 ani, să vedeți cum se plâng. Și că de-aia spun eu că foarte mulți oameni n-ar trebui să facă copii pe lumea asta. Sunt foarte mulți oameni care n-ar trebui să facă copii și dacă vreți vă iau de la, numai strada asta a mea, nu mai mult, că nu e o stradă foarte lungă și cu foarte multe case, dar dacă vreți o luăm de la capătul străzii și până aici, la jumătate de unde este un pod, numai până aici o luăm. Și vă dau exemple de oameni care n-ar fi trebuit să facă niciodată în viața lor copii. Ca să nu mă mai contraziceți, să nu ziceți că nu e adevărat, fiecare om trebuie să fie părinte și fie... Nu! Nu! Sunt oameni care au menirea de a fi părinți și sunt oameni care mai bine s-ar abține. Da? Așa că hai să nu mai fim atât de ipocriți, că ne place ipocrizia asta. Iarăși, asta vine tot din fundamentul ăla medieval și gândirea aia medievală pe care o avem noi și de care nu ne debarasăm ferita Sfântul, Doamne. Dar de ce? Da, cam atât am avut eu să vă zic de astăzi. Spuneți-mi și voi în comentarii ce părere aveți despre subiectul ăsta și dacă sunteți de acord cu mine. Și mai discutăm, mai facem și alte TikTok-uri.